Doamnelor și domnilor, haideți cu rând puternic de aplauze pentru Ela Voineac! L-ai fi văzut în jurul la umor până acum? Pe Bordea? Da, da, l-aș fi văzut. Sigur fac un fel de casting, fac eu un fel de casting, m-am gândit eu. Dar uite, dacă știam, participam acum, dacă știam că o să fie Bordea în juriu, că așa măcar aveam și eu pe bune o pilă. L-ai mai luat la roast pe Bordea până acum, asta nu știu. De fiecare dată. Dar de asta mi-a fost și greu acum, pentru că a trebuit să vin cu niște chestii noi. Ladies first, așa că o să încep cu Bordea. Pe Instagram te-ai pozat în frizeria Stand-Up Barber Shop. O să te rog să te ridici un pic în picioare și să faci o plecăciune în fața publicului nostru. Te rog. Aceasta este definiția clientului fals. Și nu faci nimănui nicio favoare, te-a scăpat din mână mama aia Spazia și nici nu-ți mai scrie glume la fel de bune. Mi se pare una dintre cele mai bune spunătoare de roast, ca să zic așa. Roast, nu știu cum se numesc, roast, rostuitoare. E foarte bun. Are o răutate faină în ea și chiar e mișto. Salut, Bordea! Salut, Ela! Cred că e a treia oară când trebuie să-l roastuiesc și chiar m-am bucurat foarte tare de invitație. M-am bucurat mult mai tare acum decât atunci când am fost concurent. Mai ții minte când m-ai umblat în geantă și ai râs de ce ai găsit în ea? Da. Nu trebuia să faci asta. Știi cum vedetele adevărate primesc artificii și torturi imense din care sar femei superbe? E, tu asta primești. Eu sunt cadoul tău de bun venit. Atât de mult te respectă colegii tăi. Producătorii chiar nu știau cum să facă sezonul ăsta și mai prost. Și adevărat că, na, e greu. Așa că felicitări, Bordea, al patrulea jurat. Sunt sigură că o să faci și pentru show-ul ăsta exact ce ai făcut și pentru Capatos. Absolut nimic. Da, foarte bine. Da, domnule, da. Dar impecabil. Probabil te-au chemat ca să uzi plantele. Și aici mă refer la cei doi ficuși de pe hol, Badea și Copoț. Uite că dăm din... cum îi zicem ăla, fic? Dăm frunze, frânguță. Voi nu știți că Bordea trebuia, adică și Bordea trebuia să se afle acum la Survivor, dar a suferit o accidentare traumatizantă și a rupt o unghie. Gândurile noastre sunt alături de tine pentru a depăși această teribilă cumpănă. Dar adevărul e că mă bucur foarte mult că ți-ai găsit job, pentru că în ultima vreme glumele tale erau atât de proaste cât s-au angajat la poliția rutieră. Aoleu! Bă, dar nu-i frumos! Colegii jurați pot sta liniștiți? Bordea a fost și deratizat de către producție după ce a fost vidanjat de la Capatos. O să vă spun acum câteva lucruri care să vă ajute în colaborarea cu Bordea. Vedeți că... Aela, păstrează veninul, nu să-mi vii. Ce faci? Ești pe drumul cel bun. Vedeți că o să dureze când o să ceară pauză de pipi, pentru că el încă își caută WC-ul din curte prin parcare. Nimic rău în asta. Mihai, dar să știi că și Bordea a absolvit un ATC și el este un om cult. Adică poți vorbi cu el despre cărți, despre teatru. Singura fază e că o să fie ca atunci când faci tu sex cu orice femeie. Nu vei avea parte de nicio reacție. Lasă-mă să-ți demonstrez contrariul. Doamne ajută! Mamă, ce bine e să nu fii concurent. Așa. Avem acum doi Cătălini în juriu. Unul te întreci la raliul Dakar, cu celălalt la raionul de bluzițe. Delia, o să te rog să nu furi mâncare și de la el. Producția îi pune antibiotice în ea pentru că nu a purtat mască.
în toți anii în care a stat lângă Daniela Crudu. Imun! Dar să continuăm cu alte detalii despre Bordea. Toți uităm chestii în autobuz, că na, se întâmplă. Chei, portofele, telefoane. Pe Bordea, în cazul tatălui său. Doar că noi le mai și căutăm după, pentru că ne pasă de ele. N-a fost cazul. Știți că unii oameni nu știu exact câți copii au. Bordea nu știe niciodată câți tați are, pentru că mama lui continuă să-i adauge. Dar să nu uităm un lucru. Bordea a fost crescut de mamaia Aspazia și a ajuns un exemplu. Un exemplu pentru toți tinerii moldoveni că pot dormi cu o babă în casă fără să facă sex cu ea. Babă-i măta. Nu vreau să spun acum că Bordea este un bețiv notoriu, dar s-ar putea să rămâneți fără spirt. Acetonă, dizolvant, Parfum, aftershave. Da, nu mai judecați, că oricum sunt toate mai bune decât vinul pe care l-a lansat. Hei, până aici. Doamne, deci dacă e să vorbim despre vin... Se cheamă nebun de alb, trebuia să se cheme nebun de elbei. Ficatul lui Bordea e mai disperat decât elasticul de la chiloții lui Șoșoacă. Asta am văzut-o! Am văzut acel elastic urlând! Primul job al lui Bordea a fost în emisiunea de 3 ori femeie. Interpreta un detergent, iar costumul lui arăta ca un prezervativ. Și nici pentru asta nu a fost el prima opțiune. Ai crede că a fost un început nefericit, dar având în vedere ce a urmat, realizez că acela a fost apogeul. Nu zic că Bordea este o curvă pe interes, fără niciun fel de principii artistice, dar motivul pentru care se află astăzi aici este pentru că i-a picat un proiect extrem de important. O reclamă la relaxante anale. Așa faci după relaxant anal. Dar nu mă las, tot o fac. Unii spun că Bordea e un om de rahat, că s-a vândut, că nu știu ce. Eu nu cred că Bordea este un om de rahat, deși ultimul care l-a călcat din greșeală pe picior a câștigat la loto. Bă, mi-ți-l cam perpelește. Mi-ți-l cam face franjiși. Când s-a mutat la București, Bordea și-a jurat că se va spăla zilnic și cu toate astea, corpul lui este atins de apă doar atunci când îl plouă. Alea nu sunt tatuaje, e jegul de anul trecut. Mamă, săracu! Hai, lele! Ești foarte iubit în branșă. I-am cumpărat la un moment dat un săpun și el încă crede că este odorizant de mașină. Voi nu vă dați seama, în schimb, că Bordea este o fire emotivă și sensibilă, doar că el nu plânge la filme, plânge când vede o frizerie. Când vreau să fac mișto de el, îi fac cadou un șampon. El nu se masturbează la filme porno, se masturbează la vitrine cu peruci. Așa faci, mă. Așa faci, mă. Bordea este un partener cu care vreau să-mi petrec alături toată viața și un amant desăvârșit, a declarat Nelu Cortea. Și după imaginile din tour vlog ne putem da seama că este doar o chestiune de timp până când cei doi vor lansa un sextape. GIF. Dar acum, lăsând Caterinca la o parte, Bordea chiar este un om extraordinar. Și-a clădit singur averea, gestionează un important club de comedie, este influencer. Da? Bordea. Livia Bordea, că asta e doar o asistentă întreținută, știi? Adică... Dar e cea mai mișto asistentă întreținută. Te iubesc, v-am pupat, pa! Aplauze pentru Ela, nu știu cum! Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru bunica Aspazia!
Ba da. Ba, are, măi, are. Are, să spază și drăcoasă, măi, drăcoasă. Bă, ești de bun, a venit bunica Spazia, băi. Oh. Sărbună, doamnă! Sărbună! Bună seara! Este bunica lui Bordea, este femeia care l-a crescut. Taică-su l-a abandonat în autobuz și maică-sa a plecat în Italia. Deci această doamnă i-a fost mamă, tată, familie. Mama, eu l-am scăpat de la moarte, că dacă nu-l scăpam eu, nu mai e viața acum în platou acolo, în chelbos. Plin de tatuaj, ca Skaraoschi. Deci nu e regulă, deci femeia n-are filtru. Deci puteți să o întrebați orice cum vă răspunde. Ea știe ce înseamnă roast-ul, știi? Și ca să fie de acord să fac o treabă de asta, e mult, nu știu cum m-au convins-o, dar... Și cumva mă gândeam că n-are cum să vină la Botoșan, vine până în coace, adică aș fi știut, știi? Dar după aia când am văzut o video... Eu știu, îți dai seama că am fost pe acolo și știu toate ai poveștile, fost, da. Eram la masă în bucătăria de vară și la un moment dat, într-un capac, nu o să niciodată, într-un capac de la de inox, am văzut o fățucă simpatică cu niște urechi așa imense și când m-am uitat mai bine, era un șoricel care se reflecta. El s-a uitat la mine orel și m-am uitat la doamna Spazia și a zis, aveți un șoarece aici. E unul care tot timpul vine, băi. Nu aveam niciun din. Vă este rușine să aveți un nepot ca Bordea? Știi când mi-a văzut și când mi-a zis popa să-i spun să-și vadă de treabă, să n-ameți și morță cu vie. Da. Să rămână, mă bucur să vă cunosc. Da. Păi stai mă că poate vrea să spună ceva sau poate... Două secunde. Pregătiți ceva? Vă pare rău că nepotul s-a însurat în sfârșit? Nu-mi pare rău. Mulțumesc. Nu-mi pare rău. Dar mai știi ce mi-ai spus când am cunoscut-o pe Livia? Da, am zis că e simandicoasă. Mi-ai zis dacă e un pic, da, da. Pentru că ai pus-o să spele toate vasele din comună. Am pus-o la probă. Să vedem dacă e gospodină. Mi-ai spus că ea e bărbatul care o să mă facă fericit? Vins are un text. Ok. Mama, e zi textul dacă l-ai. Tot încurcăm. Băi, dar eu nu pot să știez textul și ăla. Cătăline! Mamă! Doamne, deci dacă așa. Eu văd asta, deci eu pot să mor în momentul ăsta. Taci. Așa, rog pe antena 1 să-i dă un concediu că n-are timp să facă un copil, că el vrea să iei de-a gata, el nu e stare măcar să facă un copil. El a zis că-mi fiază lui, el așa e de lene și să facă și unul. Hai să vorbesc eu despre mine. Ce să spun? Spun în felul următor. Eu i-am oprit lui Cătălin Odămijan de vin la majorat de 50 chili. Când am văzut că ei să-mi bată, eu am luat furtunul, ca să nu poată scoate din Dămijeană. Când mă duc eu în cameră unde erau ei, erau vinul răsturnat în lighean și ei erau așa de beți, nu știe care e picioare de fată, care e de băiet. Era clar, e pește grămadă, așa. Ăsta este un rost tradițional. O să vezi de unde-i vine umor, o să vezi. O spus de frațul din Italia că a vrut să-l dezbrașe de jacă. Eu l-am tot inelile de pinejite. Brățările l-au lăsat chel cu tetul. Da. Ce să mai spune despre Cătălin? Bă, trăiți. Bă, trăiți, țară. Mamă. Băi, mamaie, să rămâi la doamnă. Te dau afară, oamenii din comună. Tu n-ai unde să pleci. N-ai tu loc, dar eu am. Vine la tine acasă, nebunule. Doamne ferește. Care este cel mai mare defect? Cel mai mare și mai mare defect e mincinos. S-a dus direct, bă, băiatule. Avion s-a dus. Deci, nicio virgulă. Mincinos și lăudăros. Promite și nu sunt de promisiuni. Ce a promis ultimată și nu a făcut? O promis că i-a dus și la un nepoțel de-a meu, i-a dus și un joc și a zis s-o stricat. Când acasă nu-l mai trimit, a zis s-o stricat. Așa. Băi, mi se pare senzație. În rest, e băiebă. Trimite bani, fie o lemne. Trimite băietul, n-are încotro. Că altfel îl fugăresc cu furca de... își pierde capul. Ți-a mai promis o troiță până la o s-o facă. Așa faci la capul meu, acolo. Și ai mai promis tu mult timp. Icoana m-a dus și am luat și... Știi cu icoana, știi nu cu... Nu zic cu icoana, restaurarea. Nu, nu,
nu, nu, cu aia nu se zice la televizor. Ba da, să zică cu icoana, e genial. Ba da, se zice. Nu, știu, știu. Știu. Păi no, no, știi no, de ce no, zici? No. Păi ești ca martorul ăla. Păi eu știu, știu, știu că a furat, da. Dacă îmi permiteți, doamna Spazia, am o întrebare. Da. Ce-i cu icoana? Icoana, nu, început să-mi fac o icoană când era el la liceu. Și până la urmă om l-a aruncat din școală, am pus scândura pe foc. Deci a încercat să-i facă o icoană, el. El picta, măi. Nu, nu, nu. El așa a făcut liceu de artă, dar la pictură. Când am văzut că și la actorii, doamnă, și eu am a rămas făcut, surprinsă. Și eu am făcut liceu de artă. Suntem Cătălin și Cătălin, amândoi absolvenți de liceu de artă. Bravo. Doi pictori. Da. Pe care îl preferați? Eu îl prefer pe meu, că e așa... Sunteți subiectivă, doamnă. Îl cunosc. O zis că i-am făcut reclamă la vin și în loc să ne aducă vin, a venit și l-a băut-o pe meu. Așa bun, e? E mai bun de aia! Cum se numește localitatea? Todiren. Doamna Spazia, am o întrebare, dacă tot avem această oportunitate. Da. Ați putea să ne spuneți, dintre toți locuitorii Todireniului, care este cel care face cele mai multe probleme? Cine este oaia neagră din Todireni? Da, și numai unul. Să spunem, unul dintre ei. E, nu pot să spun. Primarul cum e? Bun. Oare vrea să candideze acolo, de tot întreabă cine e primar, cine e... Bendeacă, primar de tot direct. Bun ca berea. Rău și pe masă. Rău și pe masă. Bele, băiatule, da, de ferești. Să știți că sunteți printre cei mai buni concurenți din sezonul ăsta. Dau cuvântul meu, domnule. N-ați vrea totuși să participați? Noi luăm acum tabletele. Da, mai ții minte ce mi-ai spus tu. Mi-ai spus o vorbă mare la un moment dat, când ți-am zis eu că am hateri. Și ce le-ai spus tu, ce le-ai transmis tu haterilor mei? Aia de te înregistrați mă atunci. A, să-l pupi în plouă. În cap. O secundă, că eu fiind bucureștean sau fiind prost, n-am reușit să fac conexiunea. Unde nu plouă, mă? Unde nu plouă? Păi pe unde nu plouă? Pe tine. Dar n-a putut zică, hai să-l pup pe unde nu bate soarele sau unde nu plouă. Depinde cum stai la plajă. Dar o întâmplare frumoasă, o poveste amuzantă legată de Cătălin. Înainte de căsătorie, doamnă. Vai. Începe bine. Când era în clasa 11, vrei să însoare. Și mi-a spus că eu cu furca la un fugărit. Că altfel nu făceam treabă cu el. M-a mințit că are practică la liceu și el s-a dus la mare. S-a dus la mare fără bani, s-a dus ca un cerșetor. M-a dus la școală și am cătat dirigintele și mi-a spus, doamne, dar el e plecat. Unde e plecat? Dar nu știu nicăt el că el a plecat la mare. Copilul strează. Și așa... Doamna, când a plecat la mare, v-a furat banii? Nu aveam. Și să furi dacă n-aveam. Deci problema era că n-aveam. Da. Dar te rog să le povestești când ai venit să mă scap de ăia la liceu ca să mă mai bată. N-era nilă de tine. Mă duci le-am dat niște cruci și niște sfinți. Dar tu erai așa de blec, mai puțin peste băte. Cătălin? Da? Când te-ai vopsit la nunta lui Gabi, te-ai făcut ca gălbănușul de ou, parcă s-o ua găina lui Iulia Albu în capul tău. Înainte avea plătuțe și stătea ore în șir să-și facă șuviță cu șuviță cu gel. Și a căzut. Galben era părul. Păi dar îmi plăcea Eminem, era perioada mea Eminem. Da. Avea trei cârlionți aici în frunte și îi întinde. Îi spuneam, bucur-te, Cătălin, că mâine cu ai mâine mai ai. Doriți să mai reveniți și la text? Da, n-am ce știu eu. Tot așa le-s, măi, Cătăline. Stai, te-ai toată ziua în oglindă. Da, da. Ca prințesele. Îți trimitea mâncare să te îngrași o leac și acum ești, parcă mergi în mâini, ești un așchilopat, parcă ești scaraos, că nu ai o leac de piele, de atât e scaraos într-o chipat. Însă ești băiat bun tu. A trecut în text așa. Era pe diagonală. Cea mai bună variantă pe care puteam să o înfiem. Am o ultimă întrebare. Dacă ați putea să vă exprimați o părere sinceră despre Chelu, despre mine, despre Delia? Ei, nu-mi permit. Sunteți
Ok, eu, mie îmi place de tot. Nu, acolo nu-mi permit. Da, 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 așa. Sunteți ok. Haideți, doamnă, că suntem drăgălași, suntem frumoși, suntem... Uite, eu vă rog din tot sufletul meu să nu aveți niciun pic de rușine și să vă spuneți părerea sinceră despre mine. Accept orice. Dar sincer, mie îmi place, să știți că eu mă uit la umor. Îmi plac de toți, mai ales lumile astea și cu... Când se face bulina așa la gură, când scoateți o perlă din gură, ce să mai zic? M-a pricep și ce ai spus. Deci cele mai bune glume de la umor sunt bulina aia. Mulțumim frumos! Mulțumesc la Maia! Română, mulțumim! Doamna Spazia! Bunica mea a mai zis o vorbă mare, apropo de vin. Când am mers cu Nelu Cortea și cu Florin Gheorghe la ea acum astă vară, le-ai dat V33, ai scos recolta ta de vin, aia, aia galbenă, știi? Vinul al tău galben, de-l dai peste cap stacană. Da. Așa? Da. Ăștia s-au făcut praștie și Cortea a zis, doamna Spazia, un litru dați-mi și să duc și eu acasă. Și bunic mi-a zis, băi, crucea, vinul ăsta nu este din ograda asta decât sub formă de poveste. Băi, foarte tare. Doamnă, respect. Mulțumim frumos. Să rămână la mai de până. Domnilor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Paula Chirilă. Colega. Gagică de gagică, bă. Prejudiuc. Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara. Vă rog mâna, doamnă. Doamne, doamne, nu ne-am mai văzut de atâta vreme. Și nu-mi pare rău deloc. Am zis să vin și eu să văd ce faceți voi. Na, cu ce vă mai ocupați? Acum că văd ecranele astea mari, bănuiesc că ați venit ca la cinema. Paula Chirilă. Ea e aici ca acasă. Nu este prima oară când vine. Eu cred că va fi surprins. Am foarte mari emoții pentru că na, una este să prezinți un material unui spectator obișnuit și alta este să prezinți un material în fața unui om de meserie care are, da, cum să spun, te privește cu alți ochi, alte standarde. Și de-aia, uite, uite. Mă bucur foarte mult că a venit aici, că a mai văzut și alumini, echipă mare, producție. E bine din când în când să... Să ieși în lume bună. Bă, dar ce cu mirosul ăsta de băutură ieftină la voi? A, Bordea, ești și tu aici. Nu înțelegeam de ce miroase ca la Capatos. Oi fi nimerit greșit, mă gândeam. Dar nu era de la mine, nu, nu. Tu ai nimerit greșit. M-a avertizat și Copoț când am intrat. Zice, vezi că v-au adus aici decorul de la emisiune. Auzi, Șerban vorbește. Nici nu știe că l-au pus acolo ca să-și dea seama invitații pe unde să intre în platou. Cătălin, sunt colegă de mult timp cu Cătălin la Extra Night Show și vreau să vă spun că poziția lui în emisiune este foarte importantă. Adică l-am așezat în așa fel încât să nu mai bată curentul direct în noi. Eu mă mir că te găsesc aici. Ce, au rămas fără chelneri și la umor? Păi, vedeți că dacă îi vine vreo glumă, ăsta nu știe multe. Tace de nu vă vedeți! El și la noi în emisiune are atitudinea aia de parcă abia a ieșit de la o terapie cu electroșocuri. Bordea, nici nu știu cu ce să încep. Că ești cel mai prost subiect pentru un rost. Și nu doar pentru că nu înțelegi poantele, ci și pentru că Dumnezeu a făcut deja cele mai bune glume cu tine. Eu am și o vorbă pentru starea aia când ai capul gol. Știi, când te simți prost, așa, cel mai mic om din cameră. Zic că am așa o stare de Bordea. Dar tu ești de fapt un tip spiritual, ești un tip inteligent. Ai un univers al tău, așa, în care te învârți doar tu. Și când stelele și ceacrele se aliniază, umorul tău se răspândește uimitor în sufletele oamenilor. Iar eu sunt regina Spaniei. Bunica lui i-a spus că are o minte strălucită. Ulterior s-a văzut că strălucea numai cutia.
Dar sufletul este minunat. Puțină lume știe, Bordea face stand-up. Și prin asta mă refer că se ridică în picioare când primește ordine de la micuțul. Mamă, mă doare pe mine. După ce că e moldovean, e și foarte ghinionist. De ce zic asta? Pentru că într-o familie în care pe tată îl cheamă Doru Dumitru Dorel, iar pe fraț Doru Doruleț și Andrei, pe el l-au botezat plictisitor Cătălin. Probabil era singura zi în care n-a băut nimeni. True story, frate, serios? E real ce-a zis? Doar o zi n-a băut nimeni. Și a început cariera de comediant încă din copilărie, când a încercat să-i spună o glumă tatălui său. Acesta a afectat peste măsură, a coborât din autobuz și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Dar el s-a descurcat, a rămas în autobuz și cânta, că, na, lucru care i-a adus și primii bani în viață. Mai târziu a evoluat, evident, și a venit la București să facă asta și la metrou. Cătălin Bordea e și actor, dacă nu știați, da. Nu joacă în absolut nimic. Păi așa trebuie, mă, băiatul, dacă ai vreo lecții de actorie de la Bendeac. Nu vezi că ăsta vă face pe toți după chipul și asemănarea lui? Măi, Cătăline, uită-te și tu puțin la tine. Ai ajuns să arăți ca Mihai Bendeac dacă nu i-ar fi funcționat tratamentul pentru sifilis. Măi, frate, doi dintr-o lovitură a dat. Bam, mi-a dat. Uite, cu toată prietenia, cu toată dragostea, îți spun eu ce trebuie să faci pe scenă. Trebuie să devii altcineva. Oricine altcineva. Sau orice altceva. Pentru că în cazul tău, orice ai deveni ar fi o îmbunătățire. Uite, dacă vrei să înveți ceva în viață, te duci la Delia. Vocea care cu puțină piele de găină ajungea în top. S-a săgetat o privire acolo. Draga mea, tu ai putea face echipă cu Bordea, da? Ca și el, ești una dintre puținele persoane cu care te poți distra fără să-ți facă nicio plăcere. Mamă mică, mă! Și Cătălin, dacă într-adevăr vrei să știi cum construiești o carieră adevărată, du-te la Chelu. Așa afli cum au ajuns Bagabonții 99, Paraziți la Antena 1. I-a scris adânc cu domnul Cătălin. Am auzit că recent a avut un succes atât de mare la raliul Dakar, încât organizatorii i-au spus: dacă ar ajunge și Chelu mai repede, am plecat și noi acasă. Nu știu ce să-ți frică. Paula, ai grijă că poate să fie călcată de mașină în sufragerie. Însă, dincolo de toate, Bordea este și om de afaceri. A scos un vin. Obișnuit cu numele rudelor sale, i-a spus foarte inspirat: nebun. Erai beat, nu? Maxim. Că altfel nu înțeleg cum ai reușit să-i faci antireclamă încă din titlu. Părerea mea e că își dorește cineva să bea din vinul tău numai dacă vrea să se ducă acasă cu Ilona Brezoianu. Mămicule! Nu! Nu! Băi, dar chiar nu mai există niciun pic de bun simț și niciun pic de zeu, mă, măcar. Dar am văzut că zilele trecute Ilona i-a ținut locul lui Dan Badea. Puh, ce bine era fără el! Așa e. Spre deosebire de croissant, ai umor, merge mult mai bine fără umplutură. Nu, asta noi ne revăsăm, nu. Suntem un trio formidabil. Lasă că vii tu la noi. Suntem bine așa cum suntem. Vii tu la noi. Apropo de umplutură, să revenim la Cătălin Bordea, care îi are tatuați pe mâini pe Minulescu, pe Shakespeare, pe Heath Ledger, nu? Măi, oamenii își tatuează lucruri care îi inspiră să devină cine sunt. Eu cred că în cazul tău ar fi o scândură, un pahar de țuică și două păstăi de fasole.
Mamă, păi să vezi ce zi. Acum vine, stai să vezi. Este foarte pasionat de sală. Adoră să tragă de greutăți. De aceea e primul care sare să-l ajute pe micuțul să se ridice de pe scaun. Bordea este într-o chipare a comediantului perfect. E locul în care s-au întâlnit chelia lui Mugur Mihaescu și poșghița de umor a lui Dor Octavian Dumitru. Aici, asta deja. E musculos acum, e plin de tatuaje. Cătălin arată ca un bad boy care încă se joacă cu păpușile. O mai țineți minte pe Nikita? Femeia scandal, care era mereu pe la Capatos. Nu vi se pare dubios că atunci când a dispărut ea, a apărut Bordea? Unele voci spun că femeia e din Botoșani, că a terminat teatrul și actualmente face stand-up. Băi, una peste alta, te iubesc foarte mult și te admir. Tu știi lucrul ăsta. Eu la fel. Ești foarte talentat și continui să faci ceea ce faci, pentru că avem nevoie de oameni, scuză-mă, avem nevoie de oameni care să ne facă să ne simțim mai deștepți. Vă pup pe toți, vă iubesc! Bravo.